dumneavoastră această informație care nu e neapărat nouă, e și un verdict dat în septembrie la CEDO. E într-adevăr o întârziere de câteva luni. Cum priviți această decizie? E o vorbă la români care spune că niciodată nu e târziu. În sfârșit, aș putea spune și am să fiu puțin mai dur și îmi cer scuze pentru acest lucru. Criminalii din iunie 90 sper ca în sfârșit să răspundă. Și mă refer la cei doi conducători de la acea vreme, Ion Iliescu și nu știu de ce în permanență îl uitați pe Petre Roman. Petre Roman a fost cel care până la urmă a dispus atât ministrului de interne și chiar și la armată să se intervină în data de 13 și aș vrea să rețineți acest lucru și îl știți foarte bine. Sunt de acord cu, cu titlul pe care îl spuneți acolo, să se ancheteze evenimentele din 13-15 iunie. Însă rețineți mineria, dacă cum spuneți dumneavoastră, n-a avut loc pe 13 iunie. Acest lucru și-a dorit de fapt Ion Iliescu când a omorât doi oameni în piața universității, un om la televiziune și încă unul la Poliția Capitalei, toți împușcați pe data de 13. Știți foarte bine că minerii au venit pe data de 14 și acest lucru este confirmat prin acte la Procuratura Generală a României. Pe data de 14, la ora 7 dimineața, a venit primul tren cu mineri. În altă ordine de idei, imaginile pe care le prezentați, iarăși sunt confuzie. Atenție că, virgulă, confundați evenimentele din 1991 cu cele din 1990. Deci e foarte clar că cei care, repet, au condus sub chipurile masca minerilor acele evenimente brutale împotriva manifestanților din piața universității trebuie să răspundă. Principalul vinovat, încă o dată subliniez, criminalul Ion Iliescu și criminalul Petre Roman cu toți subordonații lor. Sunt niște acuzații care vor trebui să fie probate în justiție. Îmi asum responsabilitatea acestui lucru. De-a lungul vremii, deci de-a lungul vremii am prezentat și probe și mi-ar place ca într-o zi să luați declarația mea din, pe care am dat-o în fața parchetului militar legat de evenimente. Chiar am așa o satisfacție teribilă în sensul că juristul de la victimele mineriadelor care a participat la audierea mea atunci când eram arestat la generalul Voinea, a finalizat discuția de maniera că, domnule, dumneata ești vinovatul fără vină. Deci, aș vrea să rețineți că vi s-au prezentat tot felul de lucruri pur și simplu ireale. Adică, în sensul că evenimentele din 13-15 iunie ar fi fost cu mineri. Da, 14-15 a fost cu mineri. Și ei nu erau mineri, ci erau niște un grup conduși de Nicolae Cămărășescu, securist în subordinea lui Gel Vocan Voican Voiculescu la acea vreme și a lui Virgil Măgureanu și de asemenea a ministrului ajunct la acea vreme Cornel Burlec, tot de la mina Ninoasa, grupul Ninoasa care de fapt a venit, dar Dumnezeu a dat ca un oarecare inginer, inginerul Mănuncu, pe care Traian Băsescu i-a desfăcut contractul de muncă în gara Craiova, a oprit curentul electric, iar minerii n-au ajuns pe 13, pe 13 iunie, așa cum preconiza atât Ion Iliescu și Petre Roman în București. Bun, e ocazia acum, cu redeschiderea acestui dosar, să se dovedească toate aceste lucruri și să se pună evenimentele în ordine, tocmai pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, pot fi făcute confuzii. De asemenea, țin să atrag atenția că orice fel de acuzație trebuie să fie probată, inclusiv acuzațiile pe care le lansați dumneavoastră la adresa lui Ion Iliescu trebuie să fie dovedite în justiție, dacă sunt reale sau nu trebuie să existe dovezi în acest sens. Stimată domnișoară, manifestanții atât din fața, atât din piața universității, cei doi morți, cât și cel de la televiziune, cât și cel de la Poliția Capitalei au fost împușcați, știți dumneavoastră, că s-a dovedit vreodată că minerii au avut armament la ei? De cine i-au împușcat? I-au împușcat autoritatea statului la acea vreme și cum nu de mult am spus, pot să consider, chiar la dumneavoastră, la B1 TV duminică, pot să consider că represaliile aparent revoluției din 1989 au continuat în toată perioada, inclusiv în iunie 90. Domnule Cosma, oricum trebuie toate aceste lucruri probate. Este o ocazie, odată cu redeschiderea acestui dosar, să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat atunci.